Inteligența artificială prinde teren în București, capitala este pe locul 3 în topul orașelor care găzduiesc startup-uri în AI, conform raportului Startup Link. Și București este devansat în Europa doar de Londra și Paris. Dezbat acum subiectul cu Ana Botolan, expert HR. Bună dimineața și mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața! Vedem că face multe progrese în ceea ce privește AI-ul. Cât de mare este miza? Putem vorbi și de concurență în viitorul apropiat? Este foarte mare miza pentru că în acești ani am trecut de tot ceea ce înseamnă focus pe zona de cloud și acum focusul absolut tuturor business-urilor din această zonă și nu numai este înspre inteligență artificială. Și sigur că da, e foarte mult de identificat, foarte mult de construit, foarte mult de foarte mult loc, practic. Acum, faptul că raportul SeedBlink arată Bucureștiul în poziție fruntașă este extrem de îmbucurător. Ce mie teamă este că, în general, avem nevoie de un pic mai mult, un pic, de mult mai multă susținere legislativă în ceea ce privește startup-urile în general, business-urile în general, pentru că e foarte clar în direcția inteligenței artificiale, iată, avem deja un start foarte bun, o pornire foarte bună și potențial foarte bun, de ce nu? Deci Bucureștiul este principalul hub de startup-uri din țară. Ne ajută acest lucru să ieșim în evidență și în afară? Absolut, sigur că da, vedem din ce în ce mai multe companii, din ce în ce mai multe startup-uri și nu numai, care sunt, cum să spun, legate direct de tot ceea ce înseamnă producție, de tot ceea ce înseamnă IT și business în toată lumea, nu doar în Statele Unite. Deci legăturile și ieșitul din țară, ca să zic așa, sunt deja făcute, sunt deja la ordinea zilei, pentru că e singurul mod în care în acest domeniu businessul poate să crească și poate să fie foarte rapid implementat, adăugat, complementar altor business-uri din domeniu care sunt deja la un alt nivel, la o altă dimensiune sau cu alte posibilități de finanțare, pentru că până la urmă și despre asta este vorba, sau în primul rând despre asta este vorba. Așa e, numai vești bune. Mulțumesc mult pentru informații și pentru prezență. Mulțumesc!